Doamna Margarita, bine v-am găsit. Mulțumesc că astăzi v-ați făcut timp să ne oferiți un interviu despre destinul dumneavoastră, despre viața dumneavoastră. Acum la 57 de ani ați ajuns la un centru pentru bătrâni. Da. Din păcate. Vreau să începem povestea dumneavoastră din momentul când v-ați căsătorit dumneavoastră. La ce vârstă v-ați căsătorit? La vârsta de 24 de ani. Cum ați făcut cunoștință cu soțul? Lucram născut cântor, contabil și vineam vineri acasă. Și vineam pe lângă sora lui, că el trăia la sora. Peste drum, nana mea avaliuse, Dumnezeu să ierte. Și iată, mergând pe drum, am trecut de acum de poartă, dar el am observat că se uit de urmă. Și am auzit, o strigat la tăi Valiuse, spune, te rog, cine-i fata asta? Deci că e și na mea, da și vreau să fac cunoștință cu ea. M-am dus acasă, când seara vine nana Valiuse. Și zic că Fidor ea ca băiatul și la Sergei, fratele lui Tamara, apoi vreau să fac cunoștință cu fata. Da, mama zice că lasă începe dânsă și pe mine. Nu eu mă mărit de ea. Și de-am sâmbăt seara, vin amândoi. Da, el intră în casă, ca acasă la dâns. Avem un pat așa mare înainte cu mătras gros. Pierna, ugheală era el, e sui pe pat și sculc. Parcă acasă la dâns. Dar mama zice că mă tem că el nu o stroie starita. Zici că hai, ce-ți fi doar, e că ne-a spus nana Valiuse că ai rachiu bun. Zici că da, am. Zici că ea n-a de 100 de grame. Zici că da, păi eu mai mâncare n-am nimic, acolo am o muleacă de zamăș. Hai că găsă niște ouă prăjite, îi pune salat. Prea îndrăzneț era pentru da, prima dată când a venit drăzneț. La dumneavoastră. Și el zici că hai, adă rachiu că muș fac tot. S-a dus în grădină, dacă era vară, avea șapă, pătlăjică, pepini, tot a luat, s-a dus în cuhne afară de acum, a făcut tot, a pregătit, a prăjit ouă, niște brânză, brânză cu smântână, niște carne din bor. Și când vine cu bucătele și mama zice, Doamne, când le-ai făcut? Zic, hai, adă, ai dus rachiu, zic, e că mă duc să duc. Și de atunci s-a început da. Relația voastră. Da. Dumneavoastră aveți 24 de ani, da. El ce vârstă avea? 23. 23. Dumneavoastră erați după universitate, deja lucrați în da, calitate da, da. De contabil. Da, da. El ce activa, ce făcea în sat el? El în Dăntrușen la mesă combinat. Lucra la o fabrică de carne. Da, da. Dumneavoastră, vă vedeați de atunci viitorul cu dânsul? Mă rog, dumneavoastră erați o femeie, o fată deșteaptă, cu universitate, studii superioare. El muncea la o fabrică de carne. Vă da. Vedeați viitorul? De pe... Da, eram fericită, vroiam să trăiesc cu el. Dar prin ce v-a plăcut, doamna Margarita? Era slăbuț, frumos, tânsoare frumos, costum frumos. Dar cum se comporta? Bine. Mă iubea. Pe urmă am făcut că nu mă iubea el, dar din cauza casei, că nu avea un trăi. Și vrea că sora să-i spusea că Fidor are fată frumoasă, deșteaptă. În soarte cu dânsa. Adică el va iubea averea, nu pe dumneavoastră. Da, da. Sora nu, Liuda, trăiește în Dăntrușeni. Și casa ți rămânea ței. Iată cum. Ați aflat pe urmă despre asta? Chiar el mi-a spus. Când v-a spus? Pe urmă. V-a spus chiar așa în față? Da, când am ne vedem. Ce, cum v-a spus? Zici că eu pe tine nu te-am iubit niciodată. Eu am vrut casă. Cât de dureros îi să auzi asta de la un bărbat pe care îl iubești, care îți dedici viața lui? Eu, într-adevăr, îl iubeam tare. Dar el? Nu. Unde ați început să trăiți? Probabil la dumneavoastră, că era da, casa la mama. Mamei. Pe urmă, când, după nuntă, am trecut la sora la Dăntrușani. Îi trăia la Dăntrușani. Și mă duceam la Ocnița, la lucru, dar el la Dăntrușani lucra. El la fabrica de carne? Da. Cât a durat așa viața asta frumoasă, doamna Margarita, cu dânsul? Cât? Un an, doi, atât. După ce ați devenit mamă, ați născut?
Da. Pe urmă, ce s-a întâmplat? Cum el s-a schimbat? S-a schimbat tare. Când m-am dus în Italia. Mm-hmm. Jumătate de an am vorbit normal, dar pe urmă gata. Dar până a vă duce dumneavoastră în Italia, ce munceați aici dumneavoastră? În sat? Creșteam copilul. Și la otaci, nu otaci, în Cârlășăuca. Acolo de Mgorilic. Evrei era director. Că la ochi s-a desințat de acum. Și acolo am lucrat vreo jumătate de an, contabil tot. Pe urmă, eu zic că soțul zice că hai leapă de lucru și adem cu mașinile. Și vă ocupați cu vânzarea, cumpărarea mașinilor? Da, da. De unde le aduceați? Din Italia. Și le vindeați aici în Moldova? Nu, da, în Kazahstan. În Kazahstan. Și în Moldova și în Kazahstan. Și câștigați bine pe atunci? Da, da, foarte bine. Cât a durat viața asta frumoasă? Cu bani? Vreo 2 ani. Dar cum dumneavoastră v-ați dat seama că soțul se schimbă? După să vede. Față de mine e suna lui Nina, în mașină mergând înspre Kazahstan. Cine este Nina? Acum soția lui. Da, pe amantă, atunci? Amantă era. El îi suna amantii față de dumneavoastră? Da, mașină când plecam în Kazahstan. Că auzăm cum ea vorbește. Dar de ce nu ne-ai spus că pleci cu Rita în Kazahstan? Deci dă și nești tu. Când dumneavoastră ați decis să plecați în Italia? După și soțul s-o vede cu sora din Kazahstan. Voi deja locuiați în Kazahstan, din Moldova ați plecat acolo și cumpărați, vindeați mașini. Și ați venit, ați trăit acolo o perioadă. 3 ani în Kazahstan, în Isil. Din 2000 până în 2003, spuneați dumneavoastră. Da, da. Și ați venit aici. Da. Ce nu va ajunge aici că ați decis să plecați în Italia la muncă? Nu vrem să opresc. Dar pe aici nu lucrați în Moldova? Nu, nu era de lucru. Și ați plecat în Italia? Da. Cum ați plecat? Cine așa v-a ajutat? Ca turiști. Ca turiști ne-am dus. Adică... Ambasada italiană ne-a dat întrebări de ce doriți în Franța. Am spus că nimic iubesc limba franceză și mai ales vreau să văd Turnul Eiffel. Voi ca și cum vă duceați în Franța, dar... Am rămas. Direcția Italia. Adevărată era Italia. Da, da. Cât ați achitat ca să ajungeți? 2000 de euro. 2000 de euro. Cum soțul a reacționat când i-ați spus că vreți să plecați în Italia? El a dorit tot. El a să lucreze aici și eu acolo. Așa a văzut și el. Da. Dar încă înainte de plecare, deja relația voastră... Era bine încă atunci. Pe urmă de-am, peste jumătate de an. Ce ați muncit dumneavoastră? Ce ați început să munciți acolo în Italia? Avem grijă de bătrâni. Capadant. Ați muncit la o familie, după care la altă familie povestează da, dumneavoastră. La o femeie bătrână, pe urmă în Vicență, iar la una. Și apoi după o lună de țări, le-am la un moșneag foarte bine. Acolo. 1200 de euro pe lună. Plus în medădea încă moșneagul ștor și fiica sa. Ce făceați cu banii pe care îi câștigați acolo? Îți mintem toți acasă. Leafa. Adevărată, dar restul și nu mai dădea moșneagul, fiica, apoi eu îmi cumpăram acolo și vroiam și trimitem dintre aceștia bani, din cumpărăturile astea și la fișor. Dar banii, salariul dumneavoastră îl trimitea întreg, soțului? Întreg, 1200 de euro. Și ce făcea el cu banii? Cu mașinile. Și ce reușiți procuri din banii? Apartamentul din Bălți cu două camere în centru. Pe care știu că am mai procurat un apartament. Da. Din banii pe care i-ați procurat da, dumneavoastră. Da, da, da. Și o casă. Și casă în satul Briceni, apartament în Bălț, două în Kazahstan. Din banii dumneavoastră mașini, munceți acolo. Mașini, busuri, da. Cât timp dumneavoastră a stat acolo și ați muncit în Italia? 4 ani. 4 ani. Niciodată n-am venit acasă. În ăștia 4 ani, cât de des vorbeați cu soțul? Jumătate de an. Vorbeam mai des, dar pe urmă în fiecare zi. Dimineața și seara. Da, pe urmă? Pe urmă, gata.
mai puțin. El deja avea pe cineva. Odată în săptămână, dacă vorbeam. El deja avea amant aici. Da. Băiatul nu vă zicea să veniți acasă? Deodată nu. Pe urmă, el a vrut să vedă apartamentul din Bălți, casa Mărceni. Și din Dădușani apartament și m-a chemat acasă. Eu n-am vrut. El pe băiat a spus că dacă nu vine mama, tu spune că te desici. Și eu am venit. Și când ați venit acasă, ați găsit soțul că trăia cu altcineva? El nu mai era, de-amă. Unde era el? La Chișinău, la Dânza. Trăia cu altcineva? Da. Cine este acea cineva? Nina, prietenă, adică părinții ei erau prieteni. În ochii noștri au crescut. În același mic sat? În Dândușani. Noi trăiam în Dândușani atunci. Adică soțul dumneavoastră deja trăia cu o prietenă de familie? Da. Ea fiind studentă în Chișinău? Da. Din banii dumneavoastră se întreținea, din banii dumneavoastră au cumpărat imobiliile la mare, astea? La mare, cred că a fost un șoc pentru dumneavoastră, da, doamna Margareta. Da. Ați încercat să discutați cu el și ce l-au făcut să... Peste două săptămâni au venit la Bălți, din Chișinău. Atunci am întrebat de ce ai făcut așa ceva. Plus că eu pe tine nu te iubesc. Iubesc pe dânsa. Toate. Dar pe femeia asta ați văzut-o vreodată? Ați discutat cu dânsa? Dacă eram prieteni. Da. Și ați discutat cu dânsa, da, de ce v-a distrus familia? Da. Și ce v-a răspuns? Spus că eu îl iubesc pe dânsa. Dar într-adevăr el iubea banii lui. Cum el a iubit tot banii mei și casa, așa și e. Dar într-adevăr nu îl iubea. Eu știu că toate imobilele astea pe care le-ați avut dumneavoastră, apartamente, casă, ce ați mai avut, mașină, uh-huh, ați rămas fără ele. Da, fără nimic. Cum s-a întâmplat asta? Așa, m-am măjit. Știu că ați ajuns la spitalul de psihiatrie. Da. Din cauza stresului și șocului pe care l-ați avut dumneavoastră. M-am îmbolnăvit de sahăr, de diabet. Și ați ajuns și la psihiatrie. Da. Și în timpul ăsta când dumneavoastră v-ați aflat acolo... El a vândut tot imobilul. Fără știrea mea. Adică o profita de faptul, da, că dumneavoastră, da, vă aflați, da, acolo, da, la psihiatrie și o vândut tot. Când ați ieșit de acolo, cât timp ați stat acolo la spital, la psihiatrie? 3-6 luni pe urmă, an. Și când ați ieșit de acolo, nimic n-aveați. M-am dus la mama în sat. Dar cum e posibil? Cum el a vândut fără acordul dumneavoastră? Cu plătei bani la notar. Doamna Margarita, cât e de greu să știi că te trădează omul iubit? Soțul tău te trădează. Foarte greu. Foarte. Și dumneavoastră ați fost o femeie cu statut, o femeie cu bani. Ați căzut de acolo de sus și ați ajuns fără la nimic. Nimic. Da. Ați muncit o viață, ați muncit în Italia. Da. Și nu numai și în Kazahstan. Unde este acum soțul dumneavoastră? La Chișinău. A deschis firma Chișinău Ocnița. Și cu cine trăiește? Nina. Cu acea amant. Studentă. Da. Au copii împreună? 2. 4 și băieți. După asta l-ați văzut dumneavoastră? Da. Și ce i-ați zis? Cum a îndrăznit el să... Ce i-am zis? Să nu zici, de ce mă măjești, de ce nu mă iubești? Zici, de ce nu te-ai iubit niciodată. E dureros, e greu. Da. Cu toate că, nu de mult, când m-a luat din Orhei, a fost, atunci eu complet am distrus relația. M-am măjit a doua oară. Toată munca dumneavoastră s-a dus. Pe vânt. Și acum altcineva se întreține din... Din banii mei. Dar cu băiatul, el ține legătura, comunică? Da, da. Dumneavoastră, nu ați încercat prin judecată, prin instanța de judecată să vă întoarcă? Am fost la advocat și au spus că apartamentul din Bălță să ne-l întoarcă numai decât. Adică doar prin dacă judecată? Dacă nu, trimau-l așteaptă. Ori bani, ori apartament. Doamna Margarita, dumneavoastră, ați avea acum ocazia și l-ați vedea așa în față, cum mă vedeți acum pe mine. Da? Dacă ați avea această ocazie, ce ați spune? Că e un hoț. Soț?
Ați rămas, vă lăsat fără nimic, soțul. Acum vă aflați la un centru pentru bătrâni, da, din satul Plop, raionul Donușeni. Da, da. Ați locuit acolo la mama o perioadă, după care ați ajuns aici. Da. Aici știu că trebuie să plătiți ca să stați. Cine vă plătește? Băiatul. Băiatul unde se află acum? Germania. 9.000 de lei în fiecare lună. La Orhei plătea 13.000 de lei. 4 luni jumate. Eu știu că aici vă este foarte bine. Aveți, da, dacă, da, aveți parte, de, într-adevăr, de o familie. Da, adevărat. Adică oamenii străini v-au devenit familie. Și băiatul, sărmanul, acolo muncește și vă întreține pe dumneavoastră aici și plătește. Da. Cum credeți dumneavoastră? De ce ați ajuns în situația asta? Din cauza soțului. El e vinovat. Ce sfat le-ați dat dumneavoastră femeilor pentru... Să nu creadă bărbații. Niciodată. Pentru că multe sunt plecate în Italia, muncesc, multe își văd, da, 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 viața în istoria dumneavoastră. Da. Să fie mai atenți. Și femeile acolo îi schimb pe bărbați. Cu italieni. Și moldoveni sunt acolo care au soție acasă și acolo acasă. Doamna Margarita, mie într-adevăr îmi pare rău că s-a întâmplat ce ți-a întâmplat cu dumneavoastră. Da. Nu doresc nimănui și să nu dea Domnul nimeni să ajungă în situația dumneavoastră. Ați ajuns cu probleme de sănătate. Sistemul sora și mama, a fost mama distrus. A murit din cauza asta. Ați rămas fără nimic. Da. La 57 de ani, după o viață muncită. Ia că asta e casa mea. Totuși am casă, adevărat. Vă doresc dumneavoastră multă sănătate, multă putere să mergeți mai departe, pentru că sunt sigur că băiatul este cel care vă motivează să mergeți mai departe. Și eu cred că istoria dumneavoastră o să fie o lecție de viață pentru alte femei. Desigur. Eu vreau să-mi văd nepoții, nepoțica. Cred că anul ăsta s-a însurat. Să fii sănătos. Mulțumesc. Să dea Domnul să, mulțumesc, vă țineți nepoții în brață. Da. Multă sănătate dumneavoastră și le mulțumesc celor care ne privesc, chiar dacă aveți istorie de viață care merită vorbite, îmi puteți scrie pe rețelele mele de socializare. Aveți grijă de voi și de cei dragi.